Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live în această seară. CFR Cluj, singura echipă românească rămasă în cupele europene, debutează în Conference League, nou înființată competiție de către UEFA, în deplasare la Iablonec, cu Dan Petrescu pe bancă. S-au plătit restanțele salariale la Cluj, i s-au plătit și banii lui Șumudică, acea clauză de reziliere. Practic la Cluj pare să fi reașternut liniștea, a venit și Cristi Balaș, președinte, președintele ANAT până de curând, Agenția Națională Antidoping. Deci CFR Cluj debutează în cupele europene, în timp ce CFR Cluj debutează în cupele europene, Dinamo și-a pus un antrenor, aparent interimar, Sorin Colceag. De asemenea, FCSB plânge după un atacant care a ajuns la Farul, Mihai Stoica seară, la Digi, a declarat că îi pare foarte tare rău că nu l-a urmărit pe Hefte mai mult pentru a-l aduce la FCSB. Între timp, Emil Grădinescu, comentatorul Emil Grădinescu, a fost reclamat de Steaua la CNA pentru că a folosit în loc de FCSB Steaua în timpul derbiului FCSB Dinamo. Discutăm despre toate astea în dimineața asta, însă discutăm în special în această dimineață despre viața și cariera unui campion al României în 1991 cu Craiova, imediat după Revoluție. După ce Dinamo și Steaua își vindeau pe bandă rulantă echipele și Craiova vindea niște jucători în străinătate, Craiova a prins un culoar senzațional și a reușit cu o echipă foarte bună și un lot foarte bun să câștige campionatul în 1991. Cu 12 goluri în acel sezon, Adrian Pigula a pus umărul serios la câștigarea acelui titlu al Craiovei. În această dimineață, Adrian Pigula, actualmente impresar, este în studioul GSP Live. Îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună dimineața, domnule Pigula! Bună dimineața, mulțumesc frumos și îmi face plăcere să-mi reamintesc de acele vremuri cu Universitatea Craiova. Așa, ce faceți? A trecut atât de mult timp de atunci, deci sunt 30 de ani deja de atunci. Aveați 23 de ani și erați campion al României. Chiar 22. Deci la 22 de ani să fii campion al României era, se deschidea așa o carieră. Da, e păcat că pe moment n-am realizat grandoarea evenimentului. Da. Am crezut că vor veni și altele, dar n-au mai venit din păcate, au fost unele pierdute la mustață și am terminat campionate vreo 3 sau 4 ori pe locul 2, atât cu Craiova cât și cu FC Național. Mă uitam că ați fost la Craiova, mă rog, ați avut un an în Cipru. Ați fost la Craiova, locul 2, locul 2, după care mergeți la Național, locul 2, locul 2. Adică era... Da, și totul era a fost locul 2. Un loc 2 care m-a urmărit, loc 2 care nu se primirează niciodată, dar un loc onorant până la urmă. Întâi vă întreb de impresariat. Mai merge meseria asta? Mai funcționează? Acum se cheamă intermediar. Nu mai e nici agent, nici impresar. Nu folosește numele ăsta în mod oficial. Acum ești intermediar de jucători. Funcționează în criză la un an jumătate de pandemie. Mai funcționează meseria asta? Da, încă funcționează, poate nu la parametrii dinainte, dar e o meserie care funcționează. Ok, poate nu trebuie luată ca o meserie motamo, poate ca un hobby, poate ca ceva adiacent. Dar nu pot să zic că nu funcționează. Da? Ați transferat ceva vara asta? Vara asta, din păcate, e ceva serios, încă n-am transferat. Am fost destul de aproape, au fost multe discuții, dar a fost o perioadă de transferuri foarte ciudată, chiar în toată Europa. Chiar în campionatele puternice cu bani s-au făcut transferuri, numai pe bani mulți. Echipele care au avut bani și-au permis să transfere, dar transferuri mai mici, cu sume între 500, 800, 1 milion jumate, chiar nu s-au realizat, deși au fost foarte aproape. Da. Echipele au fost mult mai precaute și au încercat să dea șansă jucătorilor care iau în continuare decât să facă o investiție care poate nu i-a ajutat prea mult sau poate nu confirma. Știu că ați fost implicat în discuțiile pentru Sorescu, pentru plecarea lui Sorescu, mă rog, prin parteneri de-ai dumneavoastră. Parte, da, cum a fost, situația implicat. Cu Sorescu? Adică în Polonia, nu? Povestea în Polonia, da. Se știa foarte clar că Legia își va vinde fundașul dreapta la Celtic, chiar a reușit în ultimele 2 săptămâni de transfer să facă mutarea. Și polonezii au revenit și l-au dorit pe Dejan, chiar au avut o discuție față în față pe Skype, directorul Serios? Sportiv cu Dejan, da. Dar eu stați așa un pic. Aveau acordul lui Dinamo să discute cu el? Nici nu cred că e nevoie de acordul lui Dinamo. Cred că e nevoie. Bine, da. Dinamo primise o ofertă oficială. Ok, dacă primise o ofertă oficială, e în regulă. Da. Și
aveau un buget limitat și au crezut că Dinamo, fiind în situația aceasta critică, îl vor putea achiziționa pe o sumă foarte mică. Așa și-au gândit pașii. Foarte mică înseamnă în ce? Puteți să ne spuneți un pic din culise? Sau? Maxim 5-600 de mii de euro. Deci asta aveau ei bugetat pentru fundașul dreapta Sorescu de la o echipă în criză din România. Da. Ok. Au discutat și? Și discuțiile s-au finalizat pentru că oferta lor nu a fost acceptată de către Dinamo. Au mai revenit cu... Au mai ridicat oferta la un moment dat? Nu scăpați. Nu pot să le spun direct, pentru că oferta n-a fost făcută prin impresar, a fost făcută direct. Direct clubului? Așa se face. Poate vor reveni în iarnă, nu se știe niciodată. Toate niște discuții începute se pot finaliza poate peste o jumătate de an sau poate peste un an de zile. Dinamo a cerut peste 1 milion de euro, cel puțin asta au spus prin vocea. Am văzut domnul Zăvăleanu, administratorul judiciar. N-am participat la discuții, sunt discuții direct între cluburi, da? La care nu am vrut să mă implic pentru că nu era treaba mea. Dacă se ajungea la un consens, eram responsabil de contractul jucătorului și de alte detalii. Sorescu e cu dumneavoastră semnat? Sau Nu. Luați mandat, am avut mandat pentru o perioadă. Exclusiv pentru Legia Varșovia. Ok. Cum vi se pare Sorescu? Mă întreb. Un jucător foarte serios, interesant, care își face foarte bine treaba pe banda dreaptă. Din păcate l-am văzut în unele meciuri jucând și extremă stângă. De ce ziceți din păcate? Că poate unii antrenori zic, domnule, intră cu piciorul drept. Da. Știți mai bine decât mine lucrurile astea. Știu, dar e bine să faci ceea ce știi. Aha. Întotdeauna. Și eu în cariera mea am avut parte de asemenea momente în care am fost pus să joc pe niște posturi care... Ce? Cel mai bizar care a fost? Cel mai bizar? Nu pot să zic că a fost bizar, că eu cred că m-am descurcat destul de bine. Să joc fundaș central, da? În momente în care poate titularii pe posturile respective erau suspendați, accidentați, știu că erau meciuri foarte importante cu miză și prezența mea pe postul ăla era destul de ciudată pentru că implica o foarte mare responsabilitate din partea mea. Dacă mi-aduc aminte, au fost meci rapid, FC Național, în care a trebuit să fac marcaj la Chiriță. Iulian. Mare, proteja bine. Da. Mai aduc aminte și eu de... Și cum a fost? Povestiți-mi experiența. Cupă sau un sfert de cupă, Craiova-Dinamo, care l-am pierdut la penaltiuri. Așa. În care a trebuit să fac marcaj la Răduciu, dacă nu mă înșel. Era pe vremea domnului Lucescu, în anii... Parcă în 89. 89, da. Păi da? După aia, după vara lui 90, nu mai era niciunul la Dinamo. A, bun, și au mai fost alte meciuri după aceea în care a trebuit să joc bafundaș. Și cum a fost să-l marcați pe Răduciu? Era destul de rapid. A trecut foarte mult, știu că m-am descurcat cu bine, n-a dat gol, asta era important. Dar cu Chiriță? Cu Chiriță a fost, a fost mai greu. Am acum o cicatrice aici sub ochi, de la un cot, dar asta este, da. Serios, din meciul ăla? Da. Se întâmplă în momentul în meciuri când în duelul aeriene, când sar la cap, să te mai și lovești. Asta este. Te lovești tu de el sau? Sau de cotul lui. Așa se spune, domnule, te-ai lovit de cotul meu. După ce îi dai una, cum a făcut Sorescu în derby. Nu știu dacă ați văzut faza când îi dă cu cotul în gura unui adversar. Îi dă un cot aici unui adversar. Nu prea mai am răbdare să mă uit la meciuri întregi, mai mult pe alt canal, mai revin, mai văd golurile pe internet. Nu vă omorâți cu firea să vedeți. Perioada asta de început, parcă nu au fost meciuri foarte spectaculoase. Și în momentul în care vezi că este deja un 3-0, parcă nu-ți mai vine să te uiți, mai schimbi canalul, mai prinzi un meci din altă țară. Acolo rămâneți pe meci? Nu, nici acolo? Neapărat, nu. A, serios? Încerc să fiu selectiv și să prind momentele importante din toate meciurile. Vreau să vă întreb o chestie. Recent, săptămâna trecută, un impresar, Florin Manea, deranjat de faptul că jucătorul lui, Radu Drăgușin, nu joacă titular la Național Under 21, iese în public și îl critică pe selecționerul Florin Bratu. Cum vi se pare chestia asta? Ca impresar să ieși și să aperi interesele jucătorului până în punctul ăsta, în care să contești selecția făcută de un antrenor pus de federație acolo?
Unii o să zică că Florin Manea este un antrenor foarte bun pentru că și-a părut jucătorul. Așa. Îl forțează să joace. Nu mi se pare normal totuși în public să te iei de un antrenor așa. Culmea, poate este un conflict aici în cazul ăsta, dacă stă bine să mă gândesc. E cel care a jucat în locul lui Drăgușin. Îl știți pe jucătorul ăsta pe Racovițan? Din fericire, știu. Da, eu l-am propus la FC Botoșani. A fost dat de partenerul meu din Germania și... Serios? De ce le veni din... Din Franța. Dar care e istoria lui puștiul ăsta? Care? Spuneți-mi foarte un pic. Simplu. Partenerul meu l-a transferat pe Dobre din Anglia la Dijon în Franța. În Franța Dobre s-a împrietenit cu Racovițan, pe care l-a găsit acolo. Da? Bogdan Racovițan juca titular, capitan de echipă la U23 la Dijon. Da? Chiar debutase în ligă, într-un meci de cupă. Fusese rezervă în mai multe meciuri, dar nu debutase într-un meci oficial. A fost contactat de către partenerul meu și s-a propus, n-ai vrea să vin în România? Dar e născut în Dijon, adică e... Nu știu dacă e născut în Dijon, sigur toată... Ce are el român? Cine? Părinții, da. Da? Dar tot junioratul și l-a făcut în cultura franceză. Ok, ceea ce e mare lucru totuși, mă gândesc, pentru un tânăr. Foarte mare lucru, pentru bine, că vine România să joace în Liga 1, acum nu știu ce înseamnă asta. S-a acomodat destul de repede la Botoșani. Să sperăm că nu se acomodează chiar la cu totul destul de repede în Liga 1, că sunt și unele lucruri care nu trebuie să te acomodezi foarte repede. Este un băiat foarte serios, care vrea să reușească, care vrea să ajungă să joace la echipe bune și acum totul depinde numai de el. Pare bine că a găsit un club unde antrenorul acordă atenție tinerilor, îi promovează și are un stil de joc foarte frumos. Pleacă cu construcția din propriul teren, în care fundașii centrale au un rol important de a urca cu mingea, de a pasa direct, unde fundașul central chiar are un rol important. Ziceați de Racovițan, că ați participat la aducerea lui, întorcându-mă la povestea cu impresarul care își apără jucătorul până la modul de a contesta selecția. Și spuneați că nu vi se pare normală chestia asta. Da, în public sau să fie atât de vehement. Okay. Dar în particular poți să discuți cu selecția? Nici sau în particular așa nu cred. Da, pot să-ți exprim opinia, să spui că din punctul meu de vedere are... Drăgușin, fiind jucător la Juventus, are o mult mai mare experiență decât jucătorii care au fost cooptați la data respectivă în lot. Chiar nu știu cine a fost celălalt fundaș central cu care a mai jucat Bogdan. Racovițan cu Screciu. Cu Screciu. Ok, dacă luăm și Screciu, totuși are la activ foarte multe meciuri în Liga 1. Așa. Și nu oriunde, chiar la Universitatea Craiova și a fost și în străinătate. Ghinionul lui poate a fost că a fost mult timp accidentat și poate nu i s-a acordat atenția și răbdarea respectivă ca să poată să joace în Belgia. Dar eu cred că va face o figură frumoasă și va crește la Craiova. Este un jucător care polivalent și mijlocaș central și fundaș central și văd că cei de la Craiova se bazează pe el. Așa că... Așa că... Duceți-vă ideea, nu v-am întrebat. Așa că este și el un jucător de perspectivă. Ok, nu este ușor să fii jucător la Juventus, are dreptate Bogdan... Florin Manea din punctul ăsta de vedere, dar asta a fost alegerea antrenorului. Da. Mă rog, el spune, zice, nici cu Gloria Buzău Under 21 a făcut un amical, nu l-a folosit titular, adică, mă rog, în fine. Da, e frustrant să vii din străinătate, să fii rezervă, să nu joci. Este, am trăit și eu momente de astea pe pielea mea, dar am încercat să le gestionez uneori mai bine, uneori mai puțin bine. Acum le privesc din alt punct de vedere, cu altă maturitate. Când ești tânăr, ești mai entuziast, vrei totul imediat, mai repede, mai bine. Toată lumea recunoaște că dacă aveam mintea de acum, atunci poate altcumva evoluau lucrurile. Vreau să vă întreb o chestie, pentru că în familia dumneavoastră, sau familia dumneavoastră a fost martora procesului de producție a multor fotbaliști români de mare valoare. Tatăl dumneavoastră, Marcel Pigulea, la Luceafărul a avut în mână foarte, foarte mulți jucători care au crescut, după aia și-au devenit jucători foarte importanți pentru fotbalul românesc, generația de aur crescută în laboratorul ăsta. Vreau să vă întreb dacă aveți senzația că
se coace o nouă generație bună a fotbalului românesc sau e doar o iluzie după transferurile astea prin străinătate? Cicâldău, Ianis Hagi, performanțele naționale Under 21 la turneele finale, n-au fost niște performanțe rele. Vi se pare că se coace ceva sau e doar o iluzie, o păcăleală? Cum simți? Sunt curios cum vedeți lucrurile. Da, trebuie să recunoaștem că Under 21 a avut niște rezultate bune, nu foarte bune, dar în același timp, sincer vă spun, cei din străinătate nu privesc cu aceeași ochi cum privim noi performanțele echipelor Under 21. Din păcate pentru nu înțelegem foarte bine asta, așa e, da. Nu trebuie să ne bazăm sau să facem un titlu de glorie prin aceste rezultate, nu. Acești jucători trebuie să aibă continuitate și să dovedească la echipa națională și să continue seria de rezultate bune, ceea ce deocamdată încă nu se întâmplă. Și până la urmă, da, avem jucători tineri, dar care au confirmat și joacă în străinătate. Dar m-am uitat doar zilele trecute, ieri alaltări în loturile echipelor care joacă în Champions League. Sunt foarte mulți jucători de 18, 19, 20 de ani pe care nu-i forțează nimeni să joace cu nicio regulă acolo. Joacă pentru că sunt buni, joacă pentru că au fost crescuți în spiritul respectiv, joacă pentru că aduc valoare echipei, înscriu goluri, participă la faza de atac decisiv, cu pase decisive în construcție. Și jucători pe care echipele respective se vor baza multe ani de zile sau îi vor vinde, vor obține profituri foarte mari și vor investi în alți tineri care le vor lua locul. Deci, practic, noi un pic ne umflăm așa, domnule, avem niște tineri, dar, de fapt, toată lumea în fotbalul civilizat are tineri și poate chiar mai mult și mai bun decât ai noștri. Asta vreți să ne spuneți, de fapt, dar într-un mod diplomat. Putem să avem și noi, dar trebuie mult mai mult curaj, sincer, la echipele de Liga 1, să aibă curaj, nu să fie forțate să joace cu tineri într-o regulă. Nu zic că e stupidă, e foarte bună regulă. Am profitat și eu de ea la începuturile carierei mele. Da. Da? În Liga 3 aveam nevoie de jucători sub 18 ani, eu aveam 16-17 ani, cu toate că făceam doar două antrenamente pe săptămână, jucam. Și din greșeală am dat și 17 goluri într-un sezon. Unde se întâmplă asta? La Strehaia? La Strehaia, la Progresul Strehaia, în Divizia C. Wow! Cum era fotbalul la Strehaia, în Divizia C? Cu un copil de 16 ani, că apropo de Enes Ali, care are 15 ani, și nu știu dacă ați văzut poza cu el, felicitat de băieții amari din echipă, deci era așa, parcă era nepoțelul lor, era și el venit, ca și cum a ieșit de pe, a intrat din tribune un copil și l-au luat aia, jucătorii mai mari, și l-au scos afară. Cam așa mă simțeam și așa eu printre jucători. Cum era? Că bănuiesc că se băgau materiale la Strehaia. Da, se băgau materiale peste tot, pentru că eram în serie. Electroputere Craiova a promovat, Pandurii Târgu Jiu, dar erau echipele de mineri. Moldova Nouă, Țelul Roșu, unde... Wow! E adevărat că era un... Nu știu dacă ați prins dumneavoastră. Îmi povestea cineva că la o echipă de asta minerească, stadionul era pe, dincolo de o punte peste apă, singura cale de acces la stadion era puntea aia peste apă. Și nu, deci dacă erai oaspete la stadionul ăla, nu prea aveai șanse mari să ieși viu de acolo dacă se întâmpla vreo nenorocire. Nu cred că am fost pe stadionul ăla. Dar nu știu unde, nu mi-aduc aminte, mi-a povestit cineva. Mai sunt și exagerări, da, se juca, se juca mai bărbătește. Dar povestiți-mi ceva din Liga 3. Aveți vreo amintire pe care ne-o spuneți în dimineața asta de la Liga? Experiența puștului de 16-17 ani la Liga 3, forțat de regulă. Chiar la 15 ani, da, mi-aduc aminte un pumn care l-a luat de la Gugu, care m-a lăsat. Da, m-a lăsat. Vă rudă cu Gugu? Gugu, fostul fotbalist. Dar e rudă cu actualul, cu ăsta de la... Tatăl sau unchiul lui, știu că a fost mereu secundul lui Ilie Balaci și la Severin și în țările arabe. Dar de ce v-a dat un pumn? Cred că din greșeală. L-am și canat, s-a întors... Adversar, era adversar? Adversar, da. Și v-a dat un pumn? În figură? Nu mai contează. Nu, serios, adică e interesantă experiență. Da, rămâi marcat de anumite experiențe. Deci a fost o chestie violentă, totuși. Nu aveam decât 14 ani jumate. Cât? 14 ani jumate. Și erați la seniori? Da, la seniori. Nu cred. Și un adversar v-a dat un pumn în figură? Se mai întâmplă. Wow, și l-a dat afară arbitru? Mai țineți minte? Nu. Nu erau camere și tehnologie. Oh,
Aoleu, Doamne! Păi și cum ați jucat după aia cu frică că vă întâlniți din nou cu Gugu pe teren, care vă, tot m-a văzut să-mi pun? Mi-a prins bine chestia aceea, m-a călit pentru duelul următoare, da, ca să știu să mă feresc. În teren chiar trebuie să știi să te și ferești. Da. Interesant. Foarte interesant. Ați jucat după aia la Liga a doua la Târgu Mureș, nu? Da, în armată, perioada armatei. Da. Se fugea de armată atunci ca, de, ca dracu de tămâie. Recunosc că am prins o săptămână la Steaua, în ce care am făcut, am și măturat stadionul Ghencea. Vorbi după ce jucasem la Universitatea Craiova, da, am făcut și marș de 10 km, am fost și la trageri, dar după aceea am reușit să... Deci ați făcut armata la Târgu Mureș, dar ați fost un pic și la... Nu, nu, la de la Craiova am fost luat aici, împreună cu Gica Popescu, cu Zanfir. Până la semna Gica Popescu... Ia povestiți-mi un pic, că știți mai multe lucruri decât ne dă senzația că știți. Nu, dar... În deci ați plecat de la Craiova cu Gica Popescu și cu, și Zanfir, la Steaua, da. Luați la pachet. Nu la Steaua, la luați la armată. Luați la pachet la armată, da. Până și... când nu s-a rezolvat problema cu Gică Popescu să rămână la Steaua, nici noi n-am putut să mergem să jucăm fotbal. Serios? Dar de ce? Adică de ce era condiționarea asta de Popescu? Pentru că Steaua și-l dorea foarte mult. Ok. Și era o metodă de... Încerc să-mi dau seama de ce. Era o metodă de presiune să nu... Poate. Nu vă lăsăm. Poate să așa au fost urmăritățile după ce am dat oricum... Dar Popescu a plecat, nu, s-a, nu i-a plăcut, adică după 6 luni a plecat de acolo. S-au rezolvat problemele. Și am stat 2 săptămâni în cazarmă, m-am îngreșat vreo 4-5... Toți trăiați stat în cazarmă sau Popescu deja... Eu cu Nicu Zanfir... Popescu era deja star, nu stătea cu dumneavoastră. Nici măcar nu cred că făcea armata, de fapt. Povestiți-ne, sunteți foarte, sunteți prea drăguți. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Ceea ce mi-aduc aminte este că am măturat stadionul ăsta, am făcut marș de 10 km până la poligonul de tragere. Da? Am prins 2 săptămâni de armată ca la carte. Incredibil, cumva se punea presiune probabil și pe dumneavoastră ca să-i spuneți lui Popescu când vorbeați, bă, ăștia ne omoară, ce facem? Semnează cu ei acolo, că altfel ne scot ăștia unul. Jucătorii de la Craiova făceau armata la UME, nu știu cât de pe Caracal din Craiova, dar în cazul ăsta nu s-a mai putut. Dacă, dacă l-ar fi vrut Dinamo pe Popescu, ați fi ajuns la securitate să faceți, să măturați pe la Băneasa, pe undeva, nu știu unde avea securitatea. Că era marea bătălie. Se simțea influența asta că ați prins un pic. Bine, erați un copil încă, dar ați prins Liga I și înainte de Revoluție, cu cei doi mari poli de putere care detronaseră Craiova. Da, da, am prins înainte de Revoluție cu 2 meciuri în care noi am bătut pe, pe Dinamo cu 1-0 la Craiova. A și jucat? Pe Steaua cu 2-0 în Ghencea, da. Se făceau presiuni? Mai țineți minte? Erau presiuni la meciurile astea cu ei? Iar nu mai țineți minte. Da, era presiune pe noi în vestiar pusă de către antrenor, de către Sorin Cârciu, să câștigăm. Bine, Sorin Cârciu pune presiune și pe și singur într-o cameră pune presiune pe cameră. Știu că era o concentrare maximă și chiar am reușit. Au fost meciuri de un angajament fantastic. Scuze, m-am văzut acolo într-o poză. Ce? Nu erați dumneavoastră? Ba da, am părul mult mai mare, nu era așa, dar la FC Național. Da. Da, vremuri foarte frumoase la FC Național. Păcat că n-am reușit să trecem de locul 2. Da. Și mi-aduc n-ați prins sezonul ăla cu Dinamo în ultima etapă? Nu, eu am prins sezonul cu Steaua, în care în 3 zile am pierdut și finala, și cupa și campionatul. S-a vrut câștigarea cupei și campionatului? Pentru că senzația mea a fost tot timpul. Am prins vremurile alea. Dumneavoastră ați vrut-o. Dar am prins vremurile alea și mi-aduc aminte că era tot timpul senzația că Național poate, dar uneori nu vrea. Campionatul nu l-am pierdut în meciul direct cu Steaua. L-am pierdut în alte meciuri înainte și chiar după. Da. N-am fost în stare să câștigăm în Giulești, la Bistrița și la Galați. Putea să ne bată Steaua lejer că noi eram campioni dacă ne câștigăm singur meciurile respective. Din ce mi-aduc aminte. Da, da, păcat. Au fost 3 zile în care am luat 4-2 în finala cupei și parcă 3-1 în campionat. Mă gândesc că ți se distruge toată starea ca fotbalist când se întâmplă două chestii, unul după altul, așa? Da, este o dezamăgire imensă. Poate te afectează și în sezonul următor. Știu că a fost mult mai greu sezonul următor. Bine, te poate afecta în sezonul următor și dacă e campionatul. Vezi, 90-91. Craiova, sezonul ăla următor a fost așa, a fost o boemie, o vacanță totală Craiova, inclusiv în cupele europene. Și cred că aici ați putea să-mi spuneți mai multe. Nu, că nu mai eram la Craiova. Nu mai erați la meciul? Plecasem în Cipru. Imediat ați plecat în Cipru? Nu cred că ați plecat imediat în Cipru.
stați că vă mă uit acum, 92-93, cu un an după ați plecat. Ia stați un pic că... Ne referim la meciul de cupă cu Apolonii Masoi? Da. Da, foarte urât meciul acela, nu vreau să-l amintesc. Sunt câteva meciuri pe care chiar da, vreau să-mi le... Dar de ce nu vreau să vi-l amintiți, spuneți-mi? Deci, pentru că l-am avut în mână. Craiova campioană. Da. Câștigă 2-0 meciul tur la Craiova. Da, știu că am ratat două ocazii imense meciul acela. Poate că se termina 4-0, chiar nu mai se punea discuția să pierdem la Limassol. Bun. Dar și la Limassol am avut niște ocazii fantastice. Chiar la 2-0 pentru Apollo, în ultimele minute, știu că a avut Emil o lovitură cu capul, care a căzut mingea în 5 metri și a sărit peste poartă. Pentru că folclorul fotbalului oltean spune că meciul la retur din Cipru n-a fost tocmai în regulă. Cred că ați auzit și dumneavoastră. Am auzit, da. Că au venit ciprioții și au pus geanta pe masă și au zis... Nu am văzut nicio noi... geantă. Nu cred că e vorba de genți puse pe okay. masă. Știu că și arbitrul respectiv... Era și el... L-ați simțit că era... A făcut tot ce a putut ca să ne țină cât mai departe de poarta lor. Da. Am impresia că am luat gol și din penalti acolo. Nu mai știu asta, dar pot să verific. Cred că pot să verific. Așa. Imediat vă spun. Mai povestiți-mi. Colegii au fost în regulă? Okay. I-ați simțit în regulă? Sau? Puțin muleșiți din cauza căldurii. Groaznic meciul s-a jucat la ora 2 în Cipru, luna august. Să știți că nu e lipsă de respect când râd, dar e simpatic așa să-mi aduc aminte de un meci de ăsta despre care lumea a spus că a fost trântit și oamenii când își aduc aminte spun, domnule, a fost aia. Să o luăm ca pe o scuză, dar a fost foarte, foarte urât pentru noi. Pentru mine în special și pentru unii colegi de-ai mei ne-am simțit umiliți de o echipă. Penalti primul, fața, minutul 10, penalti. În fața căreia trebuie să câștigăm. Da, am spus, au fost toate împotriva noastră la meciul acela. O căldură fantastică s-a jucat de la ora 2, gol din penalti, câteva ratări foarte mari, dar ți-am spus, meciul trebuia să-l tranșăm de la Craiova cu un scor mult mai mare și nu se mai ajungea la rușinea asta. A fost, da. Cum a fost sezonul ăla de titlu? Să iei titlu totuși cu Dinamo care... strângea, vânduse o generație. Da, a fost și un culoar favorabil pentru că foarte mulți jucători de valoare și de la Steaua și de la Dinamo plecaseră. Ăsta este adevărul. Dar Dinamo se apucase să strângă jucători. Ianul avea o tactică, semna jucători pentru Dinamo și care jucau la alte echipe, împânzea da? Prin țară și ăia jucau pentru Dinamo și la indirecte, nu doar nu jucau direct pentru Dinamo, că erau trimiși prin țară, dar jucau la indirecte pentru Dinamo. Mi-e destul de greu să-mi amintesc. Știu că noi jucam foarte concentrați toate meciurile să le câștigăm sau să obținem maxim. Erau echipe care când jucau împotriva Universității Craiova dădeau totul, un angajament total și chiar nu era ușor. Poate am avut și puțină șansă, dar într-un final am reușit să câștigăm. Povestiți-mi ceva din sezonul ăla. O amintire pe care o aveți și pe care ați scrie-o într-o carte, dacă ați scrie o carte despre viața dumneavoastră de fotbalist, pe care ați scris o chestie neștiută publicului oltean dintr-un sezon memorabil pentru club. Nu, știu că am scris câteva goluri aia, poate aia nu decisive. Statistică, poate nu decisive. Ne ține ceva din culisele echipei, din ceva din sezonul ăla, dacă mai țineți minte. A trecut. Ce a fost la Craiova, rămâne la Craiova. A, nu cred așa ceva. M-ați luat cu asta, gata, m-ați închis. Da. Nu mai contează, rămâne titlul. Da. A fost totuși un an tumultuos, chiar și cu titlul ăsta simt un pic, sau nu? Poftim? A fost un an tulbure chiar dacă s-a luat titlul? Nu a fost tulbure. A fost destul de greu. Greu. Așa l-am simțit, oricum eram foarte tânăr, colegii mei erau mai cu experiență, aveau multe sezoane jucate în Liga 1, eu am debutat mai târziu în Liga 1 și destul de greu, pentru că am făcut fotbalul la FF în perioada de junior. Fără frecvență, nu? Da. Așa. Nimic? Nu aveți nicio amintire din sezonul ăla, nu știu, pe care o să o povestiți? Dacă vrei să-mi reîmprospătești ceva, că ai dat la tău în fată și nu știu nimic. Nu știu nimic, vă întreb pe dumneavoastră. Din cutia cu amintiri din sezonul ăla nu iese nimic așa la prima mână când vă întreb? Nu, să știu că au fost meciuri câștigate la limită și cu mare focuri. Asta a văzut toată lumea, au văzut toți spectatorii asta că au fost meciuri la limită. Cum era Cârțu în vestiar? În vestiar? Era mai foarte apropiat de jucători, da. Se dezbrăca cu noi în vestiar, da, făcea glume cu băieții, începe intra la minute cu noi. Siglele de la firmele de îmbrăcăminte? Sau nu le aveam, mai țineți minte?
încă nu. Nu aș vrea să fiu rotocet, dar pe vremea parcă nu era Armani. Cum, imediat după Revoluție era Sunil Cărțu deja, era... A fost un... Să le spunem oamenilor că poate zic că avem o discuție noi. A fost un... Are un tatuaj, sigla foarte, de Armani. Foarte elegant, căruia i-a plăcut să se îngrijească, să îmbrace foarte frumos și pentru noi era un exemplu. Mulți jucători care l-au avut antrenor s-au plâns totuși de el că era zbirt cu tinerii. Era destul de rău așa. Da, era exigent. Da? Foarte exigent. Cerea maxim, era bine să fie exigent. Uneori mai întrecea măsura, da. Uneori întrecea măsura. Uneori. Ați simțit pe propria piele? Sau erați cumva... S-ar putea uneori și cuvintele dor, da? Dar de multe ori fac bine. Întotdeauna într-o echipă sunt cicluri, urcușuri, coborâșuri și nu pot să fie numai lapte și miere. Sunt și momente în care trebuie să faci anumite concesii, să treci peste niște lucruri. Am prins perioada bună cu Craiova și cu Sorin Cârțu. Eu după aceea am plecat în Cipru, a fost o schimbare, m-am reîntors, când m-am reîntors la Craiova, lucrurile se au fost alți antrenori. E vreun antrenor cu care nu v-ați înțeles deloc în carieră? Nu. Nu. Eu cred că am avut parte de antrenori buni și foarte buni. Cel mai bun? Cine? Nu pot să zic cel mai bun, pentru că au fost... Cel cu care v-ați simțit cel mai bine în carieră. Florin Cârțu, Florin Halagian, Victor Pițurcă, Halagian și Florin Marin. Zbir așa, cumva. Nu, zbir... Nu pot să zic că am avut o simbioză perfectă cu toți antrenorii. Poate eram eu o fire puțin mai dificilă, dar nici conflicte nu am avut, pentru că am reușit să mă pliez și să mă înțeleg destul de bine cu toți. Ok... Poate n-am acceptat cu ușurință deciziile tuturor, pentru că nici la Craiova și nici la FC Național eu nu eram titular în primii 11. Poate eram prima schimbare sau în primele schimbări. Și știu că de multe ori am intrat și am schimbat soarta meciurilor. Eu am prins vremuri mai grele, în care nu erau decât 16-15 foaie și se făceau decât două schimbări. Era o concurență mult mai mare decât în ziua de astăzi. Da. Ce vă rămâne în cap de Halagian? Când spui Halagian, din interacțiunile dumneavoastră cu el, ce vă rămâne în cap? Așa, o chestie care vă vine în cap. Dar o chestie strict unul la unul cu Halagian, din amintirile pe care le aveți cu el. Prima chestie care vă vine în cap cu el. Știa să te și certe, dar să te și răsplătească. Uneori venea, te lua în brațe, te pupa după un meci bun, da? Fără să vadă ceilalți. Fără să vadă ceilalți. Ah, interesant. Ar fi, de ce? Ar fi produs o relaxare în vestiar? Sau poate o invidie, sau fel și fel de reacții pe care mai târziu nu le mai poți controla. Dar certurile cred că erau de față cu toată lumea. Alea fac bine de față cu toată chiar lumea. Chiar și separat erau. Și chiar separat. Și separat, da. Fiecare antrenor are stilul lui de a-și motiva jucătorii, de a-i certa, de a-i corecta. Uh-huh. Uneori o faci în fața tuturor, uneori o faci individual. Contează foarte mult. Este foarte greu la fotbal pentru un antrenor să lucreze cu atâtea caractere. Trebuie să-l cunoască foarte bine pe fiecare, să se poarte de așa natură încât să fie disciplina respectată, dar să obțină maxim de la jucătorul respectiv. Și atunci cum dau succes în ultima vreme în fotbalul românesc antrenorii care poate lasă un pic disciplina, o slăbesc cureaua disciplinei un pic și se duc mai degrabă către sufletul fotbalistului, mai un... Era să zic eu șumudică, o expresie de-a lui șumudică, dar nu o folosesc, că nu e merge, academic. Dar până la un anumit moment. Da. În care... Nu vreau să intru în detalii. Dar sunt momente în care trebuie să fii foarte drastic și să iei măsurile respective fără să fii sentimental. Atâta timp cât... te implici sentimental în relațiile cu jucătorii, ajungi la un moment în care poate nu mai ești obiectiv. Ceea ce dăunează. Nu știu, eu am stat departe de cariera de antrenor, nu am vrut de să ce? Mă implic. De ce nu v-ați dus pe zona? Mi-a fost frică de așa ceva. Poate că am avut
n-am vrut să urmez cariera, să zicem, tatălui meu care a fost antrenor. Am văzut că este o viață destul de grea în care trebuie să fii dispus să pleci dintr-un loc într-altul. Eu după vreo 15 ani de fotbal profesionist, când m-am lăsat, am zis, vreau să fiu mai liniștit, să stau într-un loc. Nu mai sunt dispus să plec dintr-un loc într-altul. Deci, și nu numai de la tatăl meu asta, și de la socrul meu, care s-a întâmplat o mare tragedie care ne-a marcat toată familia. Povestiți-ne un pic. Cum ați intrat în familia lui Ion Oblemenco? Puteți să ne povestiți așa un pic? Nu intru în viața dumneavoastră, dar e interesant așa, adică o mare legendă a fotbalului românesc, neconvocat la națională niciodată, nu? Din câte da. Știu. Adică cum s-a putut întâmpla lucrul ăsta? Cum ați intrat? Cum? Care a fost? Vă întreb altfel. Se spune că marea probă pentru un bărbat este când se duce prima dată acasă la părinții fetei. Dom'le, te duci acasă la părinții fetei și impresia pe care o face acolo, poate când... Luăm un lucru bun de la meciul cu Apollo Limassol, în care am pierdut calificarea. Așa. La meciul respectiv s-a făcut excursie în care fiecare jucător și-a luat pe cineva din familie. Pe cine ați luat? Pe mama mea am luat-o. Așa, și cum s-a simt? Dar în excursia respectivă a fost și Clara, soția mea, da? Și acolo am cunoscut-o în avion. Deci acolo ați cunoscut-o pe fata lui Oblemenco? Da. Deci meciul ăla din folclorul fotbalului oltean are o altă semnificație pentru mine. Dumneavoastră. Da. Deci ați cunoscut-o pe fata lui Oblemenco în avion. Da. Și vizita la părinții fetei acasă, în casa marelui Oblemenco. A fost mult mai târziu. Cum a decurs? Ați avut emoții? Cum era? Era totuși Oblemenco. Dar îl cunoșteam pentru că era în cadrul clubului la Craiova. Da. Și tatăl dumneavoastră probabil că se cunoștea foarte bine cu el. Da, lumea fotbalului este destul de mic, relațiile se întrețin destul de ușor. Povestiți-mi un pic. Ați intrat la om în casă, trebuia să impresionați. Nu trebuia să impresionez pentru că ne cunoșteam. Da. Socul meu era în conducerea clubului Universitatea Craiova pe vremea aceea. Noi încercam să ținem relația discretă, să nu se afle. Era destul de greu. Clara pe vremea aceea era studentă în București, mai venea la unchii în Craiova, ne mai întâlneam, dar fără să știe socul meu, până când a trebuit să oficializăm. Și a zis, da, e un băiat bun, dă goluri multe, e ok. Nu neapărat, că după aceea a urmat o perioadă mai grea pentru mine, în care... Bun, eu nu am jucat tot timpul atacant. Jucam și mijlocaș central și mijlocaș dreapta. Poate eu puneam presiune pe mine când nu aveam realizări într-un meci. Poate o puneam prea mare, făcând comparație cu ceea ce fusese în trecut. Dar încerca să mă liniștească și să-mi spună că ceea ce fac bine, chiar dacă nu joc titular, atâta timp cât joc să dau totul, să contribui la succesul echipei și să fiu mulțumit că vor veni și rezultatele pe parcurs. Încerca să ia din presiunea pe care o puneți pe dumneavoastră. Da. Îl simțeați că are frustrare, că a trăit cu frustrarea asta când a jucat în echipa națională? Era o chestie care se simțea în discuții? Nu, pentru că nu lăsase să vadă lucrul ăsta. A fost un tip interiorizat și a ținut lucrurile în interior și s-a văzut că l-au măcinat și într-un final a cedat. Vreau să vă întreb o chestie. E pur speculativ, însă v-aș întreba la cum l-ați cunoscut pe socrul dumneavoastră. Dacă ar fi văzut situația actuală din Craiova cu două echipe care pretind că sunt Universitatea Craiova, cum credeți că ar fi reacționat? Care credeți că ar fi fost atitudinea simbolului fotbalului craiovean față de această secesiune din oraș? E pur speculativ. Deci, nu vreau să gândesc în locul lui. Ok, dar la cum l-ați cunoscut? Cred că ar fi fost un tip diplomat și ar fi încercat să răspundă încât să nu deranjeze pe nimeni. Uh-huh. Pentru că nu a deranjat pe nimeni niciodată. Și pe mine, dacă mă întrebe acum cu Craiova, e o întrebare delicată la care aș evita să-ți dau un răspuns sau aș încerca să spun că eu am jucat la Craiova, care a fost întotdeauna pe primele trei locuri. Să vedem.
nu e niciuna pe primele trei locuri. Deci care din ele? La finalul campionatului. La finalul campionatului nu știu dacă o să fie vreuna pe primele trei locuri. Ok, dacă este luăm așa, Craiova, CS Universitatea Craiova e echipa care a terminat în primele trei locuri. Și care cred că va termina și sunt convins că va termina pe primele trei locuri. Ok, înțeleg răspunsul dumneavoastră cumva. Mulțumesc. Pricep. Mulțumesc. Ne povestiți-mi din anul ăla. Nu e niciun meci de referință de care vă aduceți aminte? De un meci de pomină din sezonul titlului 90-91? Mi-aduc aminte cu plăcere de meciurile în care eu am avut o contribuție decisivă, gen Corvinu. Patru goluri cu Corvinu. Patru goluri. Parcă și un meci la Timișoara care l-am câștigat cu 2-1. Așa. Știu că n-am fost titular, am intrat pe minutul 30 și ceva, dar minutul 60 am ieșit accidentat. Dar știu că am dat un gol foarte frumos de la vreo 30 de metri. Da. Ia stați că mă uit acum peste rezultate. Deci meciul cu Timișoara, spuneți. 2-0? 2-0 a fost. În mai 91 la Timișoara. Înseamnă că ăsta e meciul. Da. Deci ați intrat, ați dat gol și după aia ați ieșit. Da. Și am stat după aceea vreo două săptămâni. Știu că am pierdut meciul de cupă și încă un meci sau două de campionat. Nu. Vreau să-mi amintesc doar ce a fost frumos. A. Și e totul frumos în fotbalul românesc? La suprafață, da. La suprafață, da. Și dedesubt, dacă tragi un pic... Mai sunt și lucruri. Totul, mai, da? Mai sunt. De ce ați vrea să... De ce ați vrea să nu vă amintiți deloc din cariera dumneavoastră de fotbalist? Și totuși ați putea să o faceți în dimineața. Sunt unele meciuri de care n-aș vrea să-mi aduc aminte. Puteți să ne povestiți totuși unul? Da. Paris Saint-Germain Craiova 4-0. Povestiți-mi un pic despre el. E un meci... Spuneți-mi. Vă rog, vă invit. Un meci nu, în care practic ne-am simțit copleșiți de grandoarea adversarului. Așa. Când te gândești numai la ce echipă avea Paris Saint-Germain pe vremea aceea cu... La Ma, Le Guin, ce an e exact? Ginola, 90. Cred că 94 sau 93. 94, stai să vedem acum. Ne uităm imediat. Aici nu, că a eliminat Dinamo Tbilisi. Oh, iarăși la Tbilisi a fost un meci de coșmar. La Paris, ia să vedem. La Ma în poartă, Coleter, Roche, Le Guin, Guerin, Ginola, Gravelin, Fournier, da, o echipă, Arthur George antrenor, da, Arthur George într-adevăr. Bun, diferența poate a fost exagerată, unele goluri parcă ni le-am dat singuri. Așa. A fost și un penalti foarte ușor dat, a fost și un autogol al Călin. Da, a tras, nu știu cine a degajat în el. S-a întâmplat, dar diferența a fost foarte mare ca și scor. Atmosfera în tribune fantastică, dar... Nici noi nu aveam un lot foarte bun în perioada aceea. La Craiova era într-o perioadă de căutări. Cred că sezonul respectiv l-am terminat pe locul 3 sau așa, 4. Așa. Domnul Bondrea era antrenor atunci. Da, meciul respectiv, meciurile cu Steaua în care am pierdut și cu FC Național am pierdut și campionatul și cupa în 3 zile. Ce alt meci? Primul meci de la Tbilisi a fost 2-0, da, meciul de acasă parcă am pierdut cu 2-1. Știu că în meciul acela am marcat eu poate cel mai frumos gol al carierei, o execuție din farfecă laterală. Nu zic că n-a fost și norocos, dar rămâne poate cel mai frumos gol în afară de cele înscrise la antrenament. Așa. Și alte meciuri. E vreun meci aranjat în care ați jucat? Vedeți cum mă uit la dumneavoastră acum. Poate sunt meciuri care... Poate sunt, ați început bine. Le-am poate câștigat sunt mai ușor, poate sunt meciuri care le-am pierdut nemeritat. Nemeritat. Da. Asta e răspunsul. Da. Mai departe nu. Nu vă aduceți aminte nimic. Nu, sunt pure speculații care s-au făcut de-a lungul timpului. Nu vreau să le alimentez. Știți ce vreau să vă întreb? Că vă aduc în perioada de impresariat. Cazul Țucudean pe care l-ați avut client, nu? Da. Ce s-a întâmplat cu el? Un jucător
care a început cariera mai greoi, după aia a avut o explozie, după care a avut problemele astea de sănătate. După aceea au intervenit problemele de sănătate, adică... care nu l-au mai lăsat să-și desfășoare activitatea în parametri maxim. Și atâta timp cât, din punct de vedere fizic și nu ești ok, nu e normal să continui. Nu e de glumă cu problemele cu inima. Poate mulți le au, le descoperă foarte târziu. George și-a făcut investigațiile necesare în străinătate, a făcut chiar și o ablație, da. Dar aritmiile au revenit. I s-a spus că poate să joace fără probleme, fără riscuri, doar că dar în momente importante din meci și chiar și din antrenamente îi reveneau acele aritmii. Deci în timpul meciurilor și în antrenamente. George chiar și-a dorit mult să joace, dar a stat mult, a cântărit și a ales partea sigură și sănătatea a fost mult mai importantă. E normal. Ok, păcat pentru că n-au reușit să joace la un nivel mai înalt în străinătate, pentru că în țară au obținut maximum ce se putea. Da. El, dacă nu intervenea problemele astea, în momentul ăsta juca sigur în străinătate la o echipă destul de bună. Dar George nu mergea oriunde să joace. El a avut oferte din străinătate de la anumite echipe, dar era campion cu CFR-ul. Rapid Viena a fost o discuție. Și Rapid Viena și au fost și alte echipe și din Grecia. N-a din Belgia. Dar erau echipe mai mici unde nu avea rost să meargă. Ar mai fi putut juca cât timp, dacă n-avea problemele astea? Așa, la cum îl vedeați? 2-3 ani la nivel foarte înalt. Da? Da. Avea simțul golului. A câștigat campionate cu Viitorul, cu CFR, prin golurile lui și prin contribuția lui majoră. L-ați fost impresarul lui Ubei, e corectă informația? Da. Celebrul atacant Ubei. Da, eu l-am adus din Cipru. În anii... 2000, începutul anilor 90-2000, cam așa. Da, cam așa ceva, da. Mi-a fost propus de partenerul meu din Cipru. Am transmis informația mai departe la Craiova, cei de acolo s-au dus, l-au urmărit în 3-4 meciuri, le-a plăcut. Și până la urmă s-au hotărât să plătească o sumă destul de bună de transfer. 300.000 de dolari la vremea aceea nu erau bani. Și acum ar fi bani, dar aminte atunci. Da. Și când a plecat, nu v-a dat banii. Ați ajuns pe la comisii cu el, am găsit o știre veche de atunci. Da. El. L-ați recuperat? Nu v-ați dus în Sierra Leone după el? Nu i-a recuperat. Normal, da. Conform contractului de la vremea respectivă, puteam să încasez 10% din salariul lui pe 4 ani. Eu când am făcut cererea către comisii, am spus, nu, eu m-am înțeles cu doar pentru 10.000. Uh-huh. Și cei de la comisii mi-au spus, păi, ești îndreptățit să iei 40.000. Nu lăsați, dați-mi doar pentru cei 10.000 și în rest, asta este. Nu vreau să revin asupra subiectului, pentru că înțelegerea nu fusese cu UBEI ca să-mi dea banii. Eu a trebuit să mă adresez comisiilor, să mă îndrept împotriva lui pentru a recupera niște bani. Da, cu cine fusese înțelegerea? Cu clubul sau? Cu conducerea Craiovei. Și conducerea Craiovei v-a lăsat? Nici nu mai știu cine era în conducerea Craiovei atunci. În perioada respectivă. Știți foarte bine cine era, mi se pare incredibil. Deci, no, sunteți, cred că, primul om care vine aici în studio și parează așa ca un scrimer tot, adică face schivă stânga, schivă dreapta, nimic, nu, deci sunteți total așa eschivant la răspunsuri. Nu vreau să fiu radical. Păi nu trebuie să fiți radical. Dar dacă v-aș întreba acum, care e cea mai frumoasă amintire din cariera dumneavoastră de jucător, mi-ați spune-o, adică o chestie de care vă aduceți aminte, momentul cel mai important din cariera dumneavoastră de jucător. Un moment, dar un moment, nu o perioadă, nu, un moment, o zi, o chestie care vi s-a întâmplat. Sau și aici eschivați? Nu eschivez, dar niciodată nu am făcut mare caz de un meci câștigat sau de un trofeu. Le-am luat ceva ca atare care era normal să se întâmple. Da. Și am trecut foarte ușor peste momentul respectiv. Poate câștigarea cupei, da, o mare bucurie, descătușare după, la campionat la fel.
Dar îți spun, le-am tratat ușor, am zis că vor veni și altele. Din păcate n-au venit. Uh-huh. Asta este regretul, uh-huh, care îl simți mult mai târziu. Cum era pentru dumneavoastră fiul lui Marcel Pigula, care creștea jucători Hagi? Cum îi vedeați pe jucătorii ăștia? Sau îi vedeați? Aveați acces la ei să-i vedeți, să-i întâlniți? Mai puțin, pentru că în perioada când era antrenor la Loturi, nu mergeam în cantonamente. Eu, copil fiind, de la 10-12 ani, mă luam cantonamente la echipele unde era antrenor. Am avut șansa să merg cu Chimia Râmnicu Vâlcea, cu Dunărea Galați. Era și Chimia Râmnicu Vâlcea atunci? Dumitru Dragomir, oare? Nu, plecase. Nu mai țin minte jucători, erau gen Carabajac, Bajno, Telespan, Cincă, Gângu, Preda. Apoi la Dunărea Galați, Vaișcovici, Profir, la Gloria Buzău, da, Mircea Sandu. Eu aveam șansa să stau zi de zi cu ei la antrenamente, să fac antrenamente cu ei, că mă primeau și aveam 14 ani, 15 ani, nu îi încurcam. Uh-huh. Intram în antrenamente cu ei până la momentul în care să nu îi încurc. Da. Țin minte că Profir mai mă lua să fac exercițiile cu mine, pentru că noi eram foarte precis, mai pierdeam mingea și avea timp de respiro până recuperam mingea. Dar în momentele am mă retrăgeam eu ca să nu încurc antrenamentul. Și ieșeați de pe teren. Aveți vreo amintire legată cu vreun fotbalist important de la momentele astea când mergeați în cantonament? Vreo chestie, vreun moment de care vă aduceți aminte? Sunt momente plăcute, pentru că ei mă acceptau în grupul lor. Și uneori se mai răzbunau pe mine din cauza durității antrenamentelor. A, că tatăl dumneavoastră scotea untul din ei? Dar cum se răzbunau pe dumneavoastră? Ce vă făceau? Nu pot să spun aici că nu este... Serios? Vă înjurau? Nu, niciun caz. Vă trimiteau după bere? Lume nevinovată. A, ok. Nu vă trimiteau după bere? Nu. Dă-i pârați dacă vedeți ceva? Că Răzvan Lucescu înțeleg că așa făcea cu tatăl. Când stătea printre jucătorii tatălui lui, era și, avea și rolul de mic jandarm. Adică vezi că au fost acolo, vezi că... De pâră? Nu cred că era cazul să-i pârăsc eu. Așa, se dădeau singuri, în fapt. Vreau să vă mai întreb, întorcându-vă în prezent și la fotbalul de acum, cum vi se pare situația asta de la FCSB CSA, apropo de Craiova CSU FCU? Nu aș vrea să comentez, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni, dar din punctul meu de vedere, FCSB este steaua. Este. Așa o vedeți? Eu așa o văd. De ce? De ce o vedeți așa? Chiar dacă tribunalul decide că e altfel. Explicați-mi un pic raționamentul dumneavoastră. În momentul în care domnul Becali a preluat acțiunile, le-a preluat de la fostul club, Steaua București, nu? Da. Okay. Eu așa, da. Așa știu. Da. N-aș vrea să spun prostii, sunt probleme care privesc mai mult avocații, uh-huh, care cunosc legislația. Eu așa o văd, așa o simt și o iau ca atare. S-au întâmplat foarte multe în ultimul timp cu echipe care au dispărut, s-au reînființat cu nume apropiate, cu sigle la OSIM, cu denumiri înregistrate la OSIM. Ce să mai zic de FC Național, care a dispărut cu totul? Da. După ce clubul a fost împrumutat de Gino Iorgulescu ani de zile în schimbul drepturilor federative ale jucătorilor. O practică pe care Gino Iorgulescu e, cred că, printre pionierii în fotbalul românesc ai acestei practici, Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Au dispărut cluburi de tradiție, s-au reînființat, au repornit de la zero sau au fost continuatoare. Important este că ele reprezintă același grup de suporteri, nu? Au rămas în inima lor, vin, sunt susținute în continuare, participă în competiție și unele chiar cu rezultate. Cu cine țineați când erați mic? V-am prins aici. M-ai prins aici. Fiind născut la Strehaia, foarte aproape de Craiova, și
într-o familie de olteni, unde... Poți să răspund eu locul dumneavoastră? Doru Cămătaru era fiul părinților mei. Și mergeam destul de des la Craiova, la meciuri, fiind invitați. Paradoxal, țineam cu Dinamo. Dar de ce cu Dinamo? De ce din inima olteniei cu Dinamo? Poate să le fac în ciudă majorității care ținea cu Craiova, da, eventual. Eu am fost crescut pe vremea emisiunii Fotbal minut la minut. Nu erau meciurile la televizor. Era suficient să aud vocea comentatorului care vrea să intervine. Domozina la Craiova, era clar că am scris Craiova. Cel mai rău pentru mine era când intervenea din Ștefan cel Mare, domnul Ghițulescu, și spunea lovitură de teatru în Ștefan cel Mare. Mamă, să intri în pământ când auzi de aia. Și eu auzeam asta și intram în pământ. Lovitură de teatru, da, sunt amintiri care... Dar se întâmplau puține totuși lovituri. Puține, dar se întâmplau, dar Dinamo nu pierdea niciodată. Deci erați dinamovist. Da. Ca dinamovist în copilărie, cum vi se pare situația de la clubul pe care l-ați iubit în copilărie? Situația actuală de la club. Actuală. Sper că cea de-a doua insolvență se rezolve clar toate problemele și să-și reintre și ei într-un făgaș normal. Câte speranțe aveți? Nu se vor rezolva. Da? Credeți are foarte mulți susținători în spate care vor rezolva problemele. Da, da. Au făcut greșeli foarte mari. Au făcut. Da. Mai ales în ultimii 2-3 ani, dar eu zic că se va rezolva și la ei. Cam când simțiți că se va pune clubul ăsta din nou pe picioare? Că e de mulți ani la pământ. Să sperăm cât mai repede. Chiar în copilărie și eu și dumneavoastră. A, avem ceva în comun. Da. Important e să iasă din insolvență, să-și revină, poate să aibă stadionul lor, pentru că suporterii au foarte mult și sunt pătimași rău de tot. Și sunt și oameni cu bani care iubesc Dinamo, care vor investi. Dar în momentul în care vor fi, situația din acte va fi foarte clară. Și încă o întrebare mai pentru dumneavoastră, cum vi se pare condiția antrenorului român în 2021? Antrenor român care nu are de multe ori nici licență, dar antrenează, de multe ori e încălecat de patron, mai face și el o schimbare din 5. O situație nu delicată, nu știu cum să o descriu, în care uneori poate e pus să facă anumite compromisuri, ceea ce nu ar trebui să le facă. Sau ar trebui antrenorii să aibă poate un cuvânt mai mare de spus într-o strategie a clubului și a echipei pe câțiva ani de zile. Nu am de unde să știu, nu vreau să intru în detalii de genul acesta, cum procedează fiecare club. Cert este că mulți dintre ei stau cu sabia deasupra capului, depind de rezultate, nu are nimeni răbdare ca un antrenor să lucreze bine, să-și impună un stil de joc și să aibă rezultate. De multe ori fac compromisuri de a juca la rezultat și nu a face fotbal spectacol. Și mă întorc la povestea cu stadionul din Craiova. S-a rezolvat povestea cu numele? Cum a fost până la urmă? Știu că au fost niște discuții cu drepturile de folosire a numelui Oblemenco, drepturi care sunt în familia soției dumneavoastră. Deocamdată nu s-au rezolvat, dar nu ține de noi problema aceasta. Explicați-mi un pic. Deci era... Deci în 2017, da? Soției mele i s-a cerut voie ca primăria să dea denumirea stadionului Ion Oblemenco, soția mea le-a dat acest drept. Acordul, da. Dar ei nu au denumit stadionul Ion Oblemenco. Nici până acum, da? Au trecut 4 ani. Așa. De ce? Dar nu este treaba noastră asta. Noi nu avem de unde să știm. Este adică exclusiv... n-a fost o piedică din partea soției dumneavoastră? Nu, atâta timp cât li s-a dat dreptul respectiv și dreptul respectiv este încă în vigoare că nu a fost retras. Deci stadionul poate fi oricând denumit Ion Oblemenco, dar nu este denumit. Dar nu este. Asta a fost singura problemă. Se cheamă acum central, nu știu cum. Nu știu cum se numește. Are o denumire puțin mai lungă, mai complicată. Da, municipal, nu știu cum. De ce credeți că s-a întâmplat chestia asta? Chiar sunt curios. Ce feeling aveți? Ce feeling am? Cred că cei din Craiova așteaptă un sponsor să dea denumirea sponsorului respectiv, eventual să suplimenteze un venit la bugetul local, să mai scape de cheltuielile respective, cum se procedează în
marile orașe din țările civilizate. E adevărat, dar afară stadioanele se numesc într-un fel și o denumire. Da, poate să aibă mai multe denumiri. O denumire comercială este, nu știu cum, da. Deci nu este nicio problemă între noi și primăria Craiova. Deci nu. Dacă vor să folosească numele, pot folosi cu mare plăcere, au acordul. Dacă nu îl folosesc, iarăși bine. Dar le-am atras atenția să folosească denumirea care este oficială în acte. Atât. Adică? Complex sportiv central Craiova, cum este. Le-ați atras dumneavoastră atenția? Soția mea printr-o adresă de oficială. Ce? De ce le-ați atras atenția? Dacă ei adică dacă ei nu vor... Le-ați dat acordul să folosească Ion Oblemenco? Da, dar nu este... Nu primăria făcea... Explicați-mă un pic, sunteți un pic criptic și nu înțeleg. Așa deci, mi se pare. Soția mea le-a dat acordul. Primăria nu a denumit stadionul, dar peste tot, în orice emisiune sau în... Stadionul Ion Oblemenco. Stadionul Ion Oblemenco. Și s-a trimis o notificare în care au fost anunțați să folosească denumirea oficială și nu cea de Ion Oblemenco. Bine, dar... Îmi permiteți o întrebare. Da. Cu ce o deranjează pe soția dumneavoastră că în emisiune se folosește Ion Oblemenco, chiar dacă oficialii n-au denumit oficial stadionul Ion Oblemenco, mi se pare un motiv de mândrie în continuare ca lumea să rămână cu ideea asta, domnule, stadionul Ion Oblemenco. De ce trebuie să notifici, să folosească municipal, nu știu cum, stadionul municipal? Nu înțeleg. E o chestie de bani? E o chestie de... Absolut. S-a dat acordul respectiv gratuit. Gratuit. Atunci... De ce? Dar de ce ni s-a cerut hârtia respectivă să se numească stadionul și nu s-a denumit? Asta a fost singura problemă. Am înțeles acum, încep să înțeleg, am început să înțeleg. Este o chestie poate mai subtilă de nuanță, da? Am început dacă să vor înțeleg. Să-l folosească, îl folosesc cu mare plăcere. Adică folosiți-l oficial, nu... Dacă nu l-au denumit, să nu-l mai folosească. Strict. Am înțeles, gata, am priceput acum nuanța. Da, mulțumesc mult de tot. Da, vă mulțumesc, domnule Pigulea, pentru prezența în această dimineață. Spor la treabă, sănătate, mulțumesc toate cele frumos, bune. Mi-a făcut plăcere. Mulțumim pentru mult. Că mi-am reamintit de momente frumoase. Spuneți-ne ceva. Nu, deci nu vă las să plecați, stați așa. Povestiți-mi ceva ce ați scrie în cartea dumneavoastră și n-ați povestit niciodată din cariera dumneavoastră. Acum. Vreau să faceți chestia asta. Nu vă las să plecați. Nu, vă las. Nu vă las. Nu vă las chiar din scurt. Depășim timpul de emisie și nu putem... Nu depășim, că nu suntem la televizor, nu intră publicitate, nu nimic. Povestiți-ne ceva din cariera dumneavoastră, ce n-ați povestit niciodată. Nu trebuie să fie neapărat o nebunie, un ceva negativ, dar povestiți-ne ceva. Sincer, răspund, din cariera mea nu cred că am avut lucruri. Deci mă încăpățânești și nu vă las să plecați de aici. Deci ținem emisiunea până mâine, vorbim așa. Ce mai faceți, ce ați mai făcut? Povestiți-mi ceva din cariera dumneavoastră, ceva ce n-ați povestit. A fost foarte, foarte zgârcit cu povestirile în dimineața asta cu noi. Și sunt convins că aveți o grămadă de povestiri și aveți și talent să le povestiți, dar nu vreți. Nu vă las, deci nu vă las să plecați. Vă sechestrez aici în studio. Știu ce vrea să obții. Nu vreau să obții nimic, v-am spus. Nu trebuie să fie neapărat ceva negativ. Dar o chestie din cariera dumneavoastră de fotbalist, ce n-ați povestit niciodată? Ce n-aș povesti niciodată? Ce n-ați povestit? Nu, ce n-aș povesti? Ce n-ați povestit niciodată? Poate că n-ați fost întrebat, da. Dar ceva concret, adică o întâmplare concretă din cariera dumneavoastră de fotbalist, nu știu, care vă face plăcere, pe care o puteți povesti cu plăcere, dar pe care n-ați povestit-o niciodată. Sincer, nici așa nu pot să scot nimic de la lume. Plăcută, atenție, domnul Pigulea, plăcută. Eu sunt obișnuit să trăiesc în prezent, ancorat, nu trăiesc din amintiri. Sunteți genial, da. Deci, băi, la dumneavoastră, jur, sunteți impresionant. Puțini invitați au avut capacitatea asta să rezistă așa, să nu spună nimic într-o oră de emisiune. Promit că în emisiunea următoare o să-ți povestesc ceva ce n-am povestit până bine, acum. Bine, să știți că pentru asta neapărat... E un șantaj ca să mai mă inviți. Exact, un șantaj reciproc. Reciproc. Mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc că ați acceptat, că ați fost alături de noi în emisiune în această dimineață. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună pe mâine!